O depășire periculoasă putea să-i coste viața. Două persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a tamponat violent cu un camion al unei companii de mezelori. Totul s-a întâmplat pe 26 septembrie, după ora 9:20, la intrarea în satul Peresecina. La fața locului a intervenit de urgență ambulanța și poliția. Din imaginile postate de către un martor ocular pe o rețea de socializare, se vede cum medicii, împreună cu câțiva trecători, încearcă să descarcereze victimele accidentului. Polițiștii au stabilit că șoferul în vârstă de 28 de ani, fiind la volan automobil de modelul Opel Vectra, din circunstanțe necunoscute la moment, a intrat pe banda cu sens opus și s-a ciocnit frontal cu un autocamion de model Mercedes Sprinter, la volanul care era un bărbat de 30 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât o tânără de 23 de ani, care era pasageră în autoturism, a rămas blocată. Pentru a o scoate dintre fiarele mașinii, a fost nevoie de intervenția salvatorilor. În urma accidentului, atât șoferul automobilului Opel Vectra, cât și pasagera în vârstă de 23 de ani, au fost transportați la Spitalul Raional Orhei cu diverse traumatisme. Șoferul camionului nu a pățit nimic. Ambele vehicule au fost grav avariate. Poliția din Orhei cercetează cazul.